Așa, continuat. Da, se duce la malul timpului interiorilor. În primul rând, aș vrea să, ca răspuns la întrebarea de s-a discuționat, această declarație de proprie răspundere se regăsește în hotărârea de guvern 474. Anexă, da. Adică însăși declarația în cauză nu se ia de la Consiliu sau nu se ia de la Consiliu. Da. Adică este în hotărârea de guvern, în anexă de hotărârea de guvern și trebuie doar îndeplinită propria răspundere pentru diver persoana va folosi mijlocul de transport în scopul care este important. Adică, da, adică este declarația ca model. Bine, dar eu la vamă, cine mi-o dă? Ok, o să ajungem la faza, la etapa de întrebări și răspunsuri. Continuăm. Da, în partea ce ține de... Să vă notați toate întrebările care le aveți și o să ajungem la etapa de întrebări. În partea ce ține de petiția propriu-zisă, Sriceva Malu, după cum ce am menționat, susține poziția Ministerului Finanțelor în acest sens, în al doilea rând, atragem atenția că nu suntem de acord cu calitatea acordată de reclamat. Ori, Sriceva Malu, nici de cum nu creează sau nu discrimină, nu întreprinde acțiuni discriminatorii în acest sens. Problema în cauză, după cum o vede Serviciul Vamal, este anume, după cum s-a menționat atât în petiție, cât și astăzi în depoziție, adică în explicații depuse de către petiționar, este în Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilităților. Adică, după cum și astăzi am auzit în această ședință, problema este în faptul și, de fapt, impedimentul este creat în faptul trecerii repetate a comisiei medicale. Nu o face Serviciul Vamal. În cazul în care se prezintă de către serviciul OMAU, fiind un organ executiv, se prezintă certificatul indicat în această hotărâre de guvern, serviciul OMAU nici de cum nu creează careva impedimente fie Ministerul Finanțelor. Atât în petiție, la fel se invocă unele argumente, iarăși, după cum și-am menționat, în partea, adică înaintate, împotriva Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilităților și nici de cum față de serviciul OMAU. Nu stabilește serviciul VAMAL această obligațiune de a trece, dar într-adevăr este scrisoarea Ministerului Sănătății prin care se confirmă faptul că ele sunt valabile. Atunci nu are decât Consiliul să elibereze fără obligarea trecerii repetate a examenului medical, așa zic. Nu serviciul VAMAL creează aceste impedimente nemijlocite. Noi considerăm că serviciul OMA, ca fiind un organ executiv, este obligat prin virtuția și prin prevederile legii să respecte această hotărâre de guvern. Crearea acestor impedimente, iarăși, nu poate fi pusă în sarcină în serviciul OMA. Da, foarte important. În baza certificatului nou, nu scris, care reprezintă dizabilitatea, dar noi le avem acele date pe viață. Anume și vama cere certificatul ăsta nou. Păi, da, dacă gămiți punctul 17, litera E, în hotărârea de guvern 474 din 2016, anume este indicat certificatul de dizabilitate eliberat de către Consiliul Național. Prin urmare, urmează funcționarul vamal din cadrul postului, adică din numele de la Rupieră, fie din postul de la Interne, urmează să-i fie prezentat acest certificat eliberat de către Consiliul Național. Faptul că Consiliul Național nu eliberează și obligă petiționarii să treacă o examen medical repetat, nici de cum nu poate fi să faci mai serviciul ăla. De ce nu știu? Ori ei tot nu știu, eu am dăm doi băieți în vamă, lucrează după niște. Și ei absolut nu știu ce documente trebuie eu să prezint la vamă. Și să mă duc, care pachet de documente? E așa, cu mâinile. Întreabă bine acolo, du-te la serviciu, v-am alt de centrală. Nu, lista este haustivă, este 17. Bine, dar băieți de vamă nu știu. Lista este haustivă, inclusiv anexă. Și aici o întrebare cu anexia că... Ministru, ați menționat că nu cunoșteați despre forma și cerințele de formă și de conținut aferente declarației pe proprii răspund. Da. Întrebare la dumneavoastră dacă aceste formulare sunt disponibile. Da, sunt disponibile punctul 17. Unde? Punctul 17. Imediat, punctul 17, litera G, este scris conform anexei la regulament. În caz de față este anexa numărul 2 la regulament declarației pe proprii răspundere, în modelul tip în care este public,
o găsăm cu siguranță și prin sursele internet, adică. Eu înțeleg. Acum vorbim de persoane care s-ar putea să nu aibă acces la internet. Întrebarea mea era dacă aceste formulare și această informație este disponibilă, este vizibilă pentru ca persoanele cu dizabilități să poată să beneficieze nestingherit de poate să le pun în aplicare. Da, eu este, cum și-am menționat, în anex, adică este o hotărâre de guvern care este publică, adică orice persoană are acces. Și trebuie de prezentat, adică declarația în cauză se prezintă nemijlocit la momentul în care se declară automobilul pentru import. Adică se prezintă. Dar formularul este undeva de spus. Da, exact, în cazul în care vă prezentați cu nemijlocit cu automobilul la... Așa, cine mi-l dă? Funcționarul vă mai. Dar eu nu știu. Dumneavoastră... Eu vă spun la sculei, mă apropii și eu nu știu, înțelegi? Nu știu. Aveți și alte întrebări? Eu v-am ieșit am vorbit cu el. Păi nu știu. Pentru că nu suntem la piață, acum suntem la etapa de întrebări și răspunsuri. Explicații o să puteți oferiți acum dacă sunt întrebări, domnule. Întrebări către reclamat. Deci, am o întrebare. De ce certificatul este la persoană cu dizabilitate? Trebuie să intre internet, trebuie să intre în legi, trebuie să intre în anex, s-o scoate prin printer, s-o îndeplinească. De ce voi nu aveți în formula acesta, în formă fizică, la mână? Vă referiți cu declarații? Da. Vă prea răspunde? Da. Dar nu știu că vă răspunde. Noi dați-vă să încercăm să vă dau răspunsul. Poate la moment, eu n-am să dau și oameni clar răspunsul, nu știm ce este la VAM. Poate la VAM ele sunt deja tipizate, scoase și persoane urmează doar să le completeze, că noi, asta nu era obiectul la cei ce noi astăzi ne-am strâns. Noi nu ne-am pregătit să vă dăm un răspuns clar. Să vă spunem cu certitudine că da sau nu, sau poate la VAM atacă full gestii, dar la sculeni nu, sau s-o finisat. Știți că nu obținem dat, pentru că niciodată nici nu a apărut anterior această întrebare, noi să ne putem documenta clar. Dumneavoastră spuneți că s-a întrebat doi oameni și ei nu vă pot spune, noi nu știu. Tot nu ne cunoaștem bine, adică noi, asta este altă situație. Ne trimite la Chișinău, e departamentul central VAMA. Este eliberarea acestor certificate de dizabilitate. Da. Departamentul trebuie să transmită. Întrebare. Câte persoane, dacă aveți aceste date statistice, au încercat sau au reușit să beneficieze de aceste facilități, după ce a fost modificat această hotărâre de guvern, în virtutea deciziei că, într-adevăr, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a emis în anul 2017 o decizie și aceste amendamente aveau scopul ca să, în sfârșit, să pună în aplicare acest drept fără bariere. Câte persoane au beneficiat de acolo? 24 transportne sredstva, то есть 24 физических лица beneficiară уже оформлены на сегодняшний день. 24, da. Dar câte au solicitat? Aveți aceste informații? Nu, au cerut. Și o întrebare conexă. Probabil că petiționarul nu este unicul care s-a confruntat cu asemenea bariere, să zic așa. În aceste circunstanțe, ce a întreprins serviciul VAMA? Poate că, eu știu, a avut loc o comunicare cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu instituția responsabilă de determinarea dizabilității și capacității de muncă, astfel încât să elimine aceste bariere. Cu alte cuvinte, ce s-a întreprins după ce ați văzut că există o problemă? Я смотрю, тут что создал его распуск сначала. Окей, да. Ну тут привет, но есть дерущие. Дар фикари институции аре облигации позитивно. Для предпринятия нужны мысли проактивные, а тут же реализация анмитур директор истинденката, где факты. În cazul de față este vorba de anumite neclarități de la nivel de reglementare. Da. Stimați membri,
După cum vedeți, dacă ne uităm în hotărârea de guvern cum sunt el la moment, care e numărul 484 din 20.04.2016, și așa scrie că este acest certificat de dizabilitate și capacitate de muncă. Da? Adică el prinde o denumire oarecare. Ulterior, totuși, se vede că mai apare o hotărâre de guvern prin care se aprobă o nouă formă de certificat care cuprinde o altă denumire. Da. Totuși, eliberat, e un act care ține nemijlocit de Ministerul Sănătății. Așa. El se numește deja certificat de încadrare în grad de dizabilitate. Dacă vedeți, da. Eu pot să-l prezint din 22.02.2019. El e în vigoare, corect? Dar aveți așa un formular. Exact. Îți dă și pentru pensivul. Este așa un formular. Da. Totuși, serviciul VAMAL, după cum am informat și membrii Consiliului în scris, eliberează, nu eliberează, dar acordă această facilitate, inclusiv și în baza acestui nou certificat care l-a făcut Ministerul Muncii. Toate cum noi nu ne-au informat anterior. Noi văzând că sunt careva, știți cum ne, concordanță, pentru că în hotărârea de guvern rămâne o denumire, aici Ministerul Sănătății schimbă și de altă denumire. Așa. Noi totuși, prin scrisoarea din 0504-2019, sub numărul 09-1306-29, am informat Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, că oameni buni sunt careva de concordanță. Urmează să ne clarificăm. Le-am solicitat lista la toate formularele tip. Să vedem toate formularele care puteau exista. De ce? Deoarece un colaborator de la Ministerul Finanțelor nu poate să cunoască formularul cândva să numea într-un fel. După asta și-a modificat denumirea. Și-a fost Consiliul însăși care acordă asta și-a schimbat poate de 10 ori denumirea. Noi nu cunoaștem. Când s-a introdus în 2016, așa suna acel certificat în 2016 și după cum indicat la noi. Pentru că noi doar îl preluăm dintr-un act normativ și îl includem aici. Și le-am spus, oameni buni, dați-mi toate formularele, le putem și noi introduce în hotărârea de guvern și să fie clar mai departe. Din păcate, la moment, noi nu are și personal nu are și să documentez care au fost răspunsurile anterioare. Însă, studiind toate materialele, am o asemenea scrisoare, pot să o prezim într-o consiliu. Doriți să o anexați la dosar, ca noi să facem o copie. Spun că să înțelegeți ce noi vorbim, ulterior e obligatoriu, fac o copie și o anexați la material dosarul. Noi nu am cunoscut că o să apară așa o situație. Adică și de asta, de-aia noi nu am fost pregătiți cu copiile necesare. Noi am încercat să aflăm, după cum vă spunem, Ministerul Finanțelor, și serviciul VAMAL, noi nu facem diferență că un om a obținut certificatul în 2019 sau un om în 2001. Noi am introdus acest certificat, că așa era în lege în 2016, în actele care le-au făcut, așa se numeau atunci în 2016. El este semnat electronic, dacă vedeți pe prima pagină, unde e scrisoarea, este semnat electronic. Ideea la dumneavoastră este să prezentați o copie a acestei scrisoare. Pentru că ea ne ajută, ca să înțelegeți, să examinăm exhaustiv această problemă, să înțelegem cine trebuia sau trebuie să întreprinde măsurile necesare pentru ca asemenea situații să se întâmple. Ori, în esență, această hotărâre de guvern, după cum spuneam, trebuia să faciliteze punerea în aplicare a dreptului persoanelor, într-un fel să vină ca o măsură pozitivă pentru persoanele cu dizabilități să le faciliteze deplasarea acestora. Continuați. Dacă... Deci, rugămintea mea este să prezentați copia acestei scrisori, eventual dacă nu puteți acum, să o parcursul zilei de astăzi. Acum, dacă sunt întrebări suplimentare din partea petiționarilor, vă rog să le aduceți. Eu înțeleg că reprezentantul Obama îmi pare rău că nu este legată de Ministerul Sănătății și Muncii, că am avut oameni să fie. Eu consider și noi mai mulți sunt în cazul de față. Da. De-aia așa nu m-au apărut. Păi, nu am niciun tema. Domnul Șapo, dacă mi-a spus întrebări. Numai ori gândind, puteți să ne prezentați o copie a certificatului vechi și o copie a certificatului nou. Mi l-au luat. Cine dumneavoastră
Da, după această ședință de audiere. Puteți prezenta pe parcursul zilei de astăzi prin e-mail la adresa, fie la adresa consiliului sau fie la adresa domnului Nichita Negruță. Și în scrierul menționați numărul scrierului e-mail. Dacă aveți certificatul bun, putem să facem un lucru. E fix așa. Ne apropiem de ultima etapă a acestei ședințe de audiere, după cum spuneam la începutul acestei ședințe, care în trei etape. Prima este susținerea petiționarilor, ulterior susținerea părții reclamate și etapa finală cu întrebări și etapa finală cu susținerile finanțe. Cine dorește, are la dispoziție 3 minute pentru a le prezenta. Dumneavoastră ați avut o replică. Da, eu am spus de la Universitatea de Comunitate, dar pentru Ministerul Sănătății și Muncii. Apropo, ei în scrisori confirmă că certificatele vechi sunt valabile, dar nu tot ei nu le recunosc. Și n-am cum să-i pun întrebări cu prezentare, fiindcă nu sunt ei prezenți aici. Eu am să expediez certificatul de model vechi, o să-l pun pe descriere și pe certificatul normal. Pentru că nu l-am trecut. Dar eu, dacă voi vrea să beneficiez de un mijloc de transport, nu vreau să am acest impediment. Pentru mine este foarte greu și fizic și din sens de vedere că nu am cine să mă ajute ca să mă deplasez undeva să fac acest. Mulțumim. Doriți să adăugați? Mai aveți încă un minut la dispoziție. Meatră, doriți să beneficiați de cele 3 minute? Sperăm că argumentele care noi le-am adus astăzi, totuși au făcut o claritate și înseamnă acțiunile Ministerului Finanțelor și scopul urmării Ministerului Finanțelor și ideile care sunt a Ministerului Finanțelor. Și totuși, cred că este de ajuns faptul să înțelegeți că, de fapt, Ministerul Finanțelor nu vă discriminează absolut pe nimeni, sub nicio formă, și niciodată nici nu a avut acest scop, nici nu a avut această tendință de a vă discrimina sub nicio formă. Și credem că ne mijloci Consiliul în partea Ministerului Finanțelor, nu vă emite absolut nicio decizie de constatare sau de altă nuanță, reșind și din toate probele prezentate, cât și din argumentele aduse. Mulțumesc! Da, Serviciu Vamal la fel reiterează poziția, considerăm că nu are loc, adică Serviciu Vamal nu creează careva impedimente, ori însă și astăzi chiar petiționarii au confirmat faptul că aceste impedimente nu sunt create de către Serviciu Vamal, dar de fapt, în speță, cred că impedimentele sunt create de Consiliul Național pentru determinarea dizabilităților, ori nu eliberează Serviciu Vamal acest certificat. Serviciu Vamal este un organ executiv și funcționarul Vamal care perfectează actele vamale în acest sens, urmează să se conducă de prevederile legale care sunt prevăzute în 474. Chiar considerăm că acte sau acțiuni discriminatorii din partea Serviciului Vamal nu sunt aduse și cu regret nu să constatăm că există această situație cu părere de rău, însă nu din vina Serviciului Vamal. Și ca o mică mențiune la sfârșit, având în vedere că atât ambele hotărârile guvernului care reglementează aceste facilități fiscale, Ministerul Finanțelor le-a dus și la cunoștința societății, le-a dus spre avizare la toate autoritățile publice, nemijlocit autorități care au atribuțiile sale prin prisma legii. Însă absolut nimeni nu și-a spus obiecții referitor la aceste acte, aceste forme de acte și aceste înscrisuri. Deci, Ministerul Finanțelor, văzând că absolut nimeni nu a obiectat ceea ce ținut de competență lui a făcut, le-a introdus așa în hotărârea de guvern la momentul și formă. Cum este, noi am prezentat atât avizul Ministerului Sănătății, cât și avizul Consiliului de Prevenire și Eliminare a Discriminării, unde absolut nimeni nu a obiectat asupra acestor înscrisuri. Din care, considerente, încă o dată subrădește în plus că prin faptul că nimeni nu a obiectat și noi nu am respins acele obiecții, adică noi intenționat am introdus, se dovedește acțiunea cu bună credință a Ministerului Finanțelor în evaluare politicilor, și a serviciului banal în vederea executării acestor hotărâri. Mulțumesc. Până a declara această ședință închisă, voi reitera informația pe care o solicităm de la părți.
de la domnul Buzău pe parcursul zilei de astăzi, cel târziu, mâine, așteptam să ne expediați o copie a formularului de tip B, a certificatului de tip B, de la Ministerul Finanțelor și pe Serviciul Vamal, așteptăm o copie a acelei scrisori care confirmă abordarea proactivă, care ar confirma abordarea proactivă de care ați dat dovadă, așa cum ați menționat pe parcurs, pentru a identifica o soluție la aceste probleme. Bine, vă puteți prezenta. Doriți să adăugați ceva? Da. Aș vrea să pun câteva momente, chiar acum, o problemă care a fost ridicată aici la audieri, privind declarația de proprie răspundere. Întrebare pentru serviciul VAMAL. În cazul în care lucrătorul VAMAL nu știe de unde a luat această declarație pe proprie răspundere și persoana are problemă chiar la vară, această situație poate fi soluționată fără ca persoana să fie trimisă la Chișinău fizic și apoi înapoi undeva la vama. Deci aveți ceva telefoane de contact. Linie pe linie. Vă rog, vă rog, vă rog, poeta и горячие линии смогут проконсультировать и указать соответствие с каким постановлением, откуда взять. Обязательно. Можете сказать номер этой горячей линии? Есть у вас сайт, но да, на да, сайте да. Указано. Да. 574-3 единицы. 574-111. Можно дать номер, что так говорится, для нужды проблемы лавана, хотеться телефон на секунду, а пола, чтобы резолвать проблемы. Я не уверен, если я сейчас позвоню, я не уверен, что мне объяснят. Они перенаправляют. Они перенаправляют сотрудникам, которые непосредственно дают. Это не установленный формуляр. Вы с ним можете прийти прямо из дому с этим формуляром и заполнить там. Понимаю, но они не знают. Я вас спрашиваю, какие документы они не знают. Я поняла вас. Я ваше сообщение поняла. Стимати колеги, а фост о ремарка. Am notat această remarcă, domnul Golășapov, vă rog foarte succint, ultima remarcă, pentru că ne apropiem de finalul acestei ședințe. Am vrut să vă dau un fel de sfat, chiar utilizând această posibilitate că noi avem acum prezenți reprezentanții serviciului VAMAL. Asta e o cale de a clarifica niște probleme, chiar dacă sunteți la vama. Deci utilizați această posibilitate. După ședință puteți să sunați și de făcut un test. Oare într-adevăr această linie fermite lucrează cum trebuie și oare ei într-adevăr știe cum de soluționat această problemă cu declarația cu toate răspunde. Atât. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Șapov. Eu vreau să... Noi vrem să mulțumim ambelor, tuturor, atât petiționarelor, cât și părților legământ, reprezentanților acestora pentru participare activă și pentru informația pe care ne-ați furnizat-o pe parcursul acestei ședințe de audier. Ne mulțumim de asemenea celor care au asistat și au filmat această ședință pentru interesul de care au dat dovadă. Menționăm că informația care a fost acumulată în cadrul acestei ședințe de audier cu cele menționate, deci informații pe care încă o așteptăm, este suficientă pentru a elabora un proiect de decizie și a-l supune membrilor Consiliului pentru deliberare. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru participare activă și declarăm această ședință de audiere închisă. O zi bună, părinților! Asta e pentru Nu, 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 nu,